Unitatea de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău a acordat îngrijiri medicale pentru 12 persoane cu vârste între 8 și 75 de ani care au prezentat intoxicații după ce au consumat ciuperci. Principalele simptome pe care le prezintă cei intoxicați cu ciuperci sunt cele digestive, gen vărsături sau enterocolite, dar toxinele ciupercilor otrăvitoare pot determina și o simptomatologie mult mai gravă și pot duce chiar la decesul pacientului. Prezent în emisiunea Accente Sociale la Regio TV Transilvania, medicul primar pediatru Sorin Chișbor a prezentat câteva aspecte legate de gravitatea intoxicațiilor cu ciuperci. Tot în acest context al diareilor, aș vrea să amintim puțin despre intoxicațiile cu ciuperci care apar și dau ca simptomatologie diareea. Și în aceste zile chiar am văzut multe ciuperci chiar pe marginea drumului la vânzare. Și aș vrea să ne spuneți din experiență cât este de gravă intoxicația cu ciuperci. Cât privește intoxicația asta cu ciuperci, e bine de știut că un om care mănâncă ciuperci culese din pădure nu trebuie să doarmă liniștit. Adică trebuie să-și pună problema că totuși există șansa să fi fost, poate nu toate, dar poate una rătăcită pe acolo care poate face probleme. Și atunci, primul lucru, că în măsura în care a consumat ciuperci și apar anumite simptome, dintre care grețurile, vărsăturile, diareile, durerile abdominale, primul lucru pe care trebuie să fac este să se prezinte la medic. Pentru că ar putea rând, fi orice, ori o indigestie, ori sigur că cel da, mai dar faptul că foarte probabil o intoxicație. Faptul că până să se elucideze treaba, el nu poate risca să stea acasă. A consumat ciuperci în câteva ore sau, zic, 5-6 ore pentru o anumită categorie de ciuperci, mai multe ore pentru o altă categorie de ciuperci, mă refer la categorii de periculozitate pentru sănătate și chiar viața omului, el trebuie să știe că dacă apar manifestări digestive, apare cefalee și apar, deci cum am spus, digestiv, grețuri, vărsături, diaree, se prezintă la medic. Nu are de făcut altceva. Din punctul de vedere a medicului, elementul acesta de consum de ciuperci este un element foarte important pentru stabilirea diagnosticului la acel pacient, dar mai este o chestie. Te aștepți ca de acolo să-ți mai vină ori din familie, ori din mediul respectiv să-ți vină și alți pacienți cu aceleași simptome și atunci contextul epidemiologic face mai precoce și mai exactă diagnosticarea, deci și șansele terapeutice și de salvarea pacientului. Este, din punctul ăsta de vedere, este vorba despre două categorii de ciuperci. Ciuperci care au o travă mai puțin toxică, mai puțin periculoasă și ciuperci, încă o dată nu vreau să țin cursuri, dar e bine de reținut chestia asta. Dacă simptomele au apărut în interval de 6 ore de la consumarea ciupercilor și în special sunt diareice, atunci este cu foarte mare probabilitate vorba de niște ciuperci cu o travă ușoară și că în afară de manifestările digestive, vărsături, diaree, deshidratare, alte fenomene nu vor apărea și prognosticul este foarte bun. Dacă debutul simptomelor, deci perioada de incubație spusă ar fi mai lung și ar trece de 48-72 de ore după consumul de ciuperci, unde apar alte simptome, atunci situația este destul de complicată, apar, nu este numai o simplă enterocolită, ci apar probleme foarte serioase care amenință viața, este nevoie de terapie intensivă, este nevoie de susținere pentru rinichi, pentru ficat și de multe ori se ajunge la hemodializă și de foarte puține ori la deces.